Ok, încercăm a treia oară, nici nu știu dacă mi-a păstrat primele două videouri, că mi-a dat crash de tot și la Streamlabs. O să încercăm din nou, văd măcar că a păstrat niște construcții pe aici. Nu mi-a reformat guvernul. Băgăm pe ăștia în guvern ca să-i facem happy. De fapt, ia mă să băgăm cât mai mulți. Ce dracu. Industrialiștii e bine să fie și ăștia happy că îmi dau bani ăștia, nu știu ce dracu îmi dau birocrație și interest rate, nu mă interesează. Ăștia sunt loiali deja și îmi dau infrastructură și agricultură. Ăștia nu știu de ce dracu nu sunt happy. Nici nu-mi pasă. Ăsta doar îmi dă contribution. Ok, dă-i dracu atunci din guvern. Îi lăsăm doar pe militari. Și nu sunt happy? Aparent nu sunt happy militarii. Să le dăm bani, să vedem. Sunt mai happy? Happy. Deocamdată 10 military technologicals, nu-mi dă ăla de loialitate, că vor mai mulți bani. Hai să le dăm mai mulți bani. Dar de fapt nu le dau mai mulți bani, o să le dau când trebuie. Adică în război. Dacă o să am bani să le dau atâția bani, dar deocamdată ar fi bine să ieșim din datoria asta. Și între timp mai construiesc așa, pe aici, pe acolo. Sper să mai vină și oameni. Nu știu cum tot e foarte multă lipsă de curent electric. Și am făcut la de-astea de curent de m-au luat dracii. Hai să vedem cât produc. Sunt măcar pe plus vreun pic astea, frate. Hai, sunt pe plus 27.000. Ok. Hai să fac atunci. A consumă și petrol al naibii. Aș putea să le dau pe cărbune. Ok. Chiar dacă produc mai puțin, dar măcar va crește prețul la cărbune și voi face mai mulți bani la cărbune. Ok, nu contează și așa las și petrolul în pace că deja oricum e foarte consumat petrolul peste tot. E prea mult petrol consumat. Ok, am făcut un research foarte important, nu mai știu care e ăsta. Flash freezing, cred. Fishing wharf, whaling station. În orice caz, nu știu ce mai avem pe aici de research. Hai să fac flamethrowers, că ăsta îmi dă 5% kill rate. Și mai puțin până în decembrie, unde pot să le declar război la ea. M-am pregătit și eu cu economia ca să am pe plus să fac față. Și mai fac și eu una alta pe aici. Ia să vedem, care era ăla cu freezing-ul? Rail cars. Ok. Și care mai e? Asta? Flash freezing? Mamă, electricitatea aia, cum îi scade eu prețul, frate? Hai să fac o grămadă de astea. Bulgaria. N-am niciunul unemployed. România, am o grămadă unemployed, așa că hai. Și în Dobrogea am o grămadă de unemployed. Hai să bag. Știu că o să fie pe minus, că astea nu sunt decontate de bogătani. Ce război ăsta? Polonia. Nu știu de unde apar Polonia. Bă, că sticlăria merge foarte bine. Am dat deja să fac o 8 de astea, așa că o să fac în Valahia 8. După ce fac și power planturile astea, văd că mănâncă mult din bani. Trebuie să construiesc mai mult fără să mai fac... Hai că mai am chestii de construit, dar în afară de dalea de curent, orice altceva. Nu prea am migrație, nu știu de ce, văd că aici am, dar aici mai puțin, așa că bag un boost. Tot în Valahia, ia stai, câți am soldați maxim? Am maxim în Valahia? 100 sunt maxim? Ok, cum ziceam, să dăm un boost aici. Dar e blocat ăsta de pe Equatorial Bantu, ăsta a rămas blocat de la începutul jocului, s-a boguit și n-am mai făcut nimic. Hopa! Ce vrea Polonia să mă bag pentru ei? Ce dracu mă fac ăștia sandwich, mai vrei să mă bag pentru tine? Ești nebună la cap, Polonia? Ce-ai pățit? Nu, 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 nu. Nu fac așa ceva.
Alo, iar mi s-a blocat, iar îmi dă... Mă sperie jocul ăsta că se va sparge de tot. Hai că nu mai am unemployed în Valahia în sfârșit. Și, na, nu știu dacă mă ajută asta, dar sper că da. Am ajuns cu toate research-urile aproape la maxim. Nu știu ce să mai fac. Hai că am trecut, pot să le declar în sfârșit război la proști. Frate, mai trebuiau două state, mă rog, și Moldova la bulangii ăștia. Oricum, Serbia nu mă interesează neapărat atât de mult, dar îmi pare rău și de ea. Ce să fac? Aștept, n-am ce să fac deocamdată. În sfârșit fac tone de bani, dar... A, nu mai construiesc cale, am uitat. Centrale electrice îmi consumă o grămadă de bani, că sunt toate din banii mei și nu din banii investitorilor. Și am uitat, hai că nu mai am unemployed pe nicăieri și nu mai are rost. Uite că am acum în Dobrogea. Dobrogea, de... am început să-i zic numai Dobrogea. Nu mai am glass, mai fac prin Dobrogea. Și cam atât. Dar de ce vin aici în Dobrogea mai mulți oameni? Nu știu. Great Famine Migration. Ce foamete, fratele meu? Am foamete? Nu înțeleg. Aoleu, rămân fără o infrastructură ca de obicei. Am și uitat de chestia asta. Hai să fac 1, 2, 3, 4. 1, 2. Cred că am destui bani încât să încep războiul. Cred că o să mai fac niște trupe pentru că nu cred că-s de ajuns. Câți oameni oare mi-a? Nu zice cât are un batalion? Cred că 1000 de oameni. A, de 10.000 ajunge aici, aici n-am. Deci fac doar 10.000 în Valahia, tot. Am mărit un pic salariile și la ăia, inteligenția. Ca să îmi dea și bani. Ia uite, pot să construiesc în prostie, am bani de investit, dar n-am cum deocamdată, că n-am populație de știu. Probabil o să bag și în chestia de conscripție. Bă, da, stai puțin că eu n-am înțeles. Am profesional la armii și nu înțeleg de ce am 100% conscription aici. Chiar nu știu de unde am atâta. 100. În orice caz, nu contează. Hai să vedem, mai vin unemployed? Nu mai am. Nu mai am unemployed pe nicăieri. N-am ce face decât să încep războiul. Asta e să mă uit. 180. Dar de ce are morală atât de mică? A, că sunt abia făcuți sau? Stai să văd, că 3 days remaining. Nu știu de ce, cred că e bug. Numai bug-uri se întâmplă în jocul ăsta și mă scoate nisărite că îmi strică jocul. Și chestia aia cu migrație, eu acum trebuia să am migrație mult mai mare, dar mi-a rămas blocată pe Ecuatorial Bantu. Dar nu știu de ce am... A, uite, acum sunt cu verde. Ok, habar n-am de ce. Nu mă întrebați. O să declar război, Conquer State, nu-mi pasă, Austria, mă bag cu toți. O să iau și niște state de la Austria. Sper să nu intre Franța pentru ei, după ce a intrat Mexic. mamă, câte țări intră pentru ei. Ce să mai? Nu știu dacă îl fac subject pe Moldova, gen... Mai pot să fac unirea, oare? Asta chiar nu știu și nu știu dacă merită să aflu asta. Deci am dat ce am dat? Nu, nici nu mai știu ce, la ce am dat cancer. La Basarabia, ok, Dobrogea. Și dacă am Dobrogea și Basarabia, deja am 3 state. Pot forma România. Bun, blană. Hai să bag Dobrogea. Dobrogea. O să bag și... A, stai să-mi activez conscripția. Am uitat total ce idiot sunt.
Și o să mai fac ceva cu conscripții, le dau, nu mai dau migration aici. A, am scos migration-ul? Ce-a făcut, mă, frate? A, am băgat luxury taxes, ok. Hai să scot taxele de luxury. Și să bag, nu știu dacă merită să bag în Bulgaria. Enlistment effort. Ia să văd cât smiar, da. De fapt, oricum bag în... A, n-am. Trebuie 100 autoritate, dar de ce? Câteodată e 75 autoritate, nu înțeleg. Și nu prea a crescut numărul lor. A, stai mă, astea-s barracks, ce prost sunt. A, da, mai e 50 maximum. Ok. Aolo, am două headquarters acum. Balkan headquarters. Trebuie să fac un nou general atunci. Rahat. Nu mă așteptam asta. Defender. E bun. Artillery command. Bandit. Ok, lasă-l pe ăsta. Îl mai upgradez și un pic. Ia să vedem cât o să aibă ăsta. 175 la defense, drențele. Logic o să aibă ei 175 la defense. Ah. Ok. Nu știu cum o să mă organizez. Văd eu. Mai lasă ei să se strângă banii. Nu cred că... Unemployed am la maxim. Lasă-i așa atunci. Și cât o să am? Și 75 cu 75 o să am 150. Dar o să am ultimele trupe, adică cele mai dezvoltate posibil. Ok, deci de partea mea nu pot să atrag pe nimeni. Absolut nimeni. Nu înțeleg de ce niciodată nu intră nimeni la mine. Nu vrea nimeni nicio obligație. Hai să mai adăugăm wargul-uri, chiar dacă o să-mi aducă infamie. Liberate country. Ok, hai să cucerim. Ce? Ce să cucerim? Banat, Southern și Northern Transylvania. Banat. Câte puncte mai am? Mai am. Southern Transylvania, Northern Transylvania. Unde e? Austria, Moldovia, și asta vreau să iau. Dar unde e Northern Transylvania? Ah, ok. Mai am puncte? Mai am. Austria, Transylvania, Moldovia, pardon. Și nu știu dacă pot să mai transfer Moldova. Ok, transfer Moldova, nu știu ce se va întâmpla. Să sperăm că voi duce războiul ăsta, atâta vreau. Altceva nu mai am ce să vreau. Bani am, deci nu e problemă de bani. Hai să le mărim salariile la armată, să-i facem loiali ca să ne dea bonusul. Loial, perfect, perfect, perfect. Și acum am 209 la atac. Doamne ajută. Atât am de zis. Ăla e expertul pe defense. Să-l mobilizăm și pe ăsta. Ăsta pe ce? Ăsta e defense. Am pe unul pe offense. Ăsta e defense. Ăsta e defense. Toți sunt pe defense, ești nebun? Ok, nu e niciunul pe... Ăsta e expert pe wood. Pe ăsta-l pun aici și pe ăsta o să-l pun aici. Nu știu, dar nu știu ce are Austria, atât de puțin armată. Ah, hai că mai vin încă 7-7. Eu am 210 și 270 în apărare, deci n-are cum să-mi treacă de apărare asta vreodată, Jego, și n-are cum. Refuz să cred că o să poată să treacă. Hai că aici mobilizează cu armata, o să am 500 aici. Aolo, aici s-au strâns 88. Da? Păruși îi fac praf, clar. Dar nu știu dacă mi-ajung 3 generali sau să-mi fac 4. Ia. Fac 4. E vreunul pe ofens? Niciunul. Ok, îl fac pe ăsta fie.
chiar dacă e mic. Ok, am nevoie de el. Și cred că o să fac un schimb aici. Îl pun pe ăsta aici și îl pun pe ăsta aici. De fapt, pe ăsta îl pun aici, că mi-e mai frică de... A, nu, cu 7 n-am cum. Oare pot să-i rezist cu 7 aici? Na, mi-e frică, nu. Niciun caz. Aici o să-l pun. Și ăsta o să-l țin în spate, just in case, că mi-e frică de orice. Ok, mai am de adăugat ceva? N-am. Aoleu, ăsta e. Ăsta e, frate, sper să nu-mi dea creș. Ia să vedem, câți au conscripți? Conscripți au 224 la atac. What? Mai mult ca regularii? Uai, de ce? Chiar nu înțeleg de ce. Că conscripții ar trebui să aibă mai puțin. În orice caz. Habar n-am. Hai să vedem cum merge industria. Cred că au început să fac și mai mulți bani. Radiourile bubuie de bani. Să mai fac unul. Dar n-am unemployed pe nicăieri. Nu mai am unemployed. Asta e, începe războiul. Ultima noastră șansă. Deci dacă și aici dau fail, nu știu ce să mai zic. Mi-e frică că ăsta totuși să atac. Cred că o să-l pun în defensivă un pic. E defensiv, e și defensive strategy. Dă-l dracu de aici dacă nu rezistă la frontul ăsta. Bun, hai să vedem. Deci dacă el îmi trece de frontul ăsta când eu am 270 și el are 99, eu o iau razna nebună și sterg jocul ăsta, n-are cum. Deci n-are cum, așa ceva. War support. Nicolae Harjeu, cine dracu e ăsta? E general. Să-i dau 30 army offense? Dar care e ăsta? Care e dracu e Nicolae Harjeu? Ăsta nu. Ăsta e Nicolae Harjeu, ok. Să-i dau offense? Hai să-i dau 30 offense. 30 arme offense. Dă-o dracu de aici. N-are cum să reziste. Ăsta în Dobrogea o să dispară instant. What? Am 236 și el are 61 și cumva mă bate? Wow. Nu știu cum. Dar și-ai jucul ăsta retardat. Și aici eu am 3, el are 9 și îl bat. Da, mă rog. Nu știu cum a câștigat el bătălia asta, chiar nu înțeleg. Măcar să țin frontul aici cu austriici, asta e cel mai important. De ăștia mi-e cel mai frică. De ruși o să îi îndepărtez și după îmi pun trupele să se ducă spre austriici. Ăsta e planul. Aolo. War criminal. Aolo, să scadă standardul de... Dar tot scade oricum. N-am ce să fac. E criminal de război, dar... Războiul nu-l câștigă, nu știu cum. Ok, nu știu cum a pierdut el bătălia asta, nu înțeleg. Măcar era pe ofensivă. Mama, a atacat cu 66 versus 28, dar i-am spart cam 304 la defense. Ok, bun, hai să ținem fericiți pe ăștia și totul va fi bine. Atâta timp cât sunt fericiți, aia din armată îmi vor da... De ce începe cu 15 și scade la 2? What? Bă, jocul ăsta e retardat rău de tot. Mi se tot întâmplă bug-uri de-astea handicapate și nu înțeleg. Mamă, ăsta e hated, minus 185, mâncați-și. Dar de ce se întâmplă ce se întâmplă, nu înțeleg. Începe cu 15, după se transformă în 2. Chiar n-am înțeles faza. Sper doar să nu se bage ei pe ofensivă, să mă bată așa, în halul ăsta. E bine că pe aici avansez. Cum ziceam, o să am nevoie de ăsta, probabil. Îl bag și pe ăsta aici, pe ofensivă. Că ceva se întâmplă cu generalul ăla. Ori e buguit, ori habar n-am. Nu înțeleg de ce am moralul atât de scăzut. Dracu știe de ce dracu am eu moralul la 52.
Am atacat, dar s-a dus în cer atacul ăla. Nu înțeleg ce s-a întâmplat cu ultimul atac. Au câștigat roșii, ci că 0-0, dar au câștigat roșii. Cum? Da, ne-mi e frică că o să se rupă frontul ăsta de aici. Bă, ce bătălii sunt astea, mă, nenele? Câștigă roșii instant. Uai. Cinci. Deci din 12 a rămas 5. Wow. Îl pun pe defensiva pe asta, că nu știu ce se întâmplă. De fapt, stai așa, îl retrag. Ceva e în regulă cu ăla, așa că mai bine îl retrag. Ăsta era din Balkans? Și ăsta e hated, frate. Toți sunt hated, mâncați-i și toți generalii mei. Cred că era din Balkans ăsta. Nu știu, că i-a luat soldaților ăla oricum. Ia. Să dau bine bătălie. În sfârșit s-a reglat cât de cât. Măcar nu începe cu 30 și termină cu 10. Cu 72. Da, ciudat. A, uite mă că pot să dau pe tank și fac mult mai mulți bani, ok. Bine, de fapt pierd mai puțin bani. Aș construi ceva, dar n-am ce. Asta e faza, că n-am pe nimeni disponibil. N-am niciun unemployed. În Dobrogea. Hai să vedem ce putem face în Dobrogea. Hai să fac o de asta de geamuri. Olo, mă atacă ei, dar nu știu cum pot pierde. What? Am 219 și stare 54, dar cumva pierd. Mamă, cât mă enervează, bă, nene, când se întâmplă chestii de-astea. Deci iar câștigă ăștia, nu știu cum bănuiesc, și o să pierd de tot. No, e imposibil cum m-a bătut în bătălia asta, n-are cum. Mi-a băgat ăsta damage, protection și morală și nu știu ce mi-a scăzut de m-a spart. Îl bag și pe ăsta pe frontul ăsta. Mai am trupe pe aici? Mai am. Nu știu de unde. Aș mai băga trupe chiar dacă n-am. Hai că am 10 unemployed. Bag acolo 10. Deci mi-au luat un teritoriu? O să-mi îl ia acum. Probabil o să-mi scadă suportul, teritoriul ăla de o să mă spargă. Sau? Doamne, ce bonusuri a primit prostul, e imposibil ăștia. 120 cu 40, frate! What? Și toată armata lor, iată ta. Mamă, dar cum se aleg cifrele astea în luptă? Chiar nu înțeleg. Noroc că-l bat, nu știu cum. Oh, hai că-l bat și aici, poate iau și teritoriul ăla înapoi. Eu de ce am tot timpul minusuri? Nu înțeleg. Ce dar rău. Și ăsta cred că o să se spargă frontul ăsta. Și mă enervează. Ok, am terminat cu ăla. Hai să-i punem pe ăștia pe ofensivă, ca să se îndepărteze un pic frontul de capitală, că nu-mi place că e capitala prea aproape. Iar 100... Mamă, deci cât intră în luptă? 120 cu 70, măcar n-au fost 40 de data asta, tot e bine. Nu-mi place asta cum stă prea aproape de capitală aici, trebuie neapărat să avansăm. E bine că au intrat cu mulți în luptă, că le-au scăzut moralul la toți, că i-au băcat pe toți deodată, nu știu cum. Și când o să fiu eu pe atac acum, s-ar putea să am avantaj. Hai că ușor, ușor se umple și baraxul ăsta, unitatea.
Așa, ia să vedem, trec eu pe atac. Au pornit cu moralul scăzut și am avut moralul scăzut, dar parcă ei l-au avut mai rău. Și eu o să avansez și aici. Lasă ei să avanseze cât de cât, măcar prin Bekeș. Nu știu ce ar însemna Bekeș ăsta, cred că e Oradea. Arad? Ce n-ai aici? Nici nu-mi scrie numele. Apar n-am. Cred că au venit austriecii pe aici, de partea rușilor. A, nu, sunt doar rușii aici. Dar tare mic o să se spargă frontul la un moment dat în mai multe direcții. Aolo, capitala lor e în Petersburg, nu e în Moscova. What? Nici nu știu, așa era oare? Probabil, pe vremuri, habar nu. O ofensivă ce a dat fail aici, nu contează. Ofensiva nu e importantă dacă dă fail, defensiva e. Dar oricum m-am mai îndepărtat de ei, deci nu o să-mi intre pe teritoriu și e ok. Nu contează atât de mult. E bine că eu am tankuri, văd. Ăștia încă au squadruri de astea, probabil. O Barrowed? Ce înseamnă oare Barrowed units? Eu tot avansez pe aici prin Rusia. Abia le-a scăzut moralul la proști. Măcar să-mi dea ei tot ce au de-mi dat și să mă lase în pace. Și să formez România, în sfârșit, după 30 de ani. Măcar acum la final. O să iau unul de aici, o să-l pun aolă. Deja s-au format două fronturi? A, nu e același. Dar o să-l pun aici, că mi-e tare frică. Că se va sparge frontul pe acolo. Și las pe ăștia aici, că văd că au avansat cât de cât. Și nu mai mi-e frică acum că o să pușeze spre teritoriul meu și dacă nu pușează spre teritoriul meu, nu mai îmi scade war support-ul și nu mai pierd războiul cum am pierdut episodul trecut. Oricum e bine că am banii găleată. Hai să mai bag niște de astea de curent. Da, am uitat că n-am pe cine să angajez. Nu știu, bag și eu în toate astea. Ok, hai să vedem, poate de data asta nu mai îmi dă crash. N-am văzut că mi-au distrus ea convoaiele. Și ce dracu să mai selectez eu pe aici, că am selectat tot. Mai am ceva liber? Aici nu mai e nimic. Totul e făcut. Aici mai am doar Model Battle Fleet Tactics. În rest, totul e făcut și aici. Deci după ce fac asta, cred că distrug toate universitățile. Că nu mai am ce face cu ele. Deci Naval Max Base. Deci nu mai am nimic de researchuit. Am researchuit tot ce se poate. Ok, hai să vedem, poate nu mai îmi dă CRISPR. Doamne ajută. Aici încă nu s-a spart frontul, a rămas un singur front, ce arată destul de ciudat, dar a rămas unul singur, nu știu cum. Dar am avansat ca lumea în teritoriul lor, poate o să cedeze și ei și o să-mi dea teritoriile alea. Și o să mai am timp de încă un război să întreg, să fac toată România cum trebuie. E că am pierdut o bătălie. Oh. Nu știu cum dracu. El cu 15. Nu știu cum am pierdut-o, dar nu contează. Asta, dacă ai apucat să avansezi la început, nu mai te temi după că îți sare direct. Am și o capitală la un centimetru de ei, oricum. Aici, ăsta e stegul meu. Seamnă foarte mult stegurile astea. Ei au ceva în mijloc în pasărea asta. Am avansat cât am avansat, dar tot n-ajung. Până ajung eu aici în nord, e departe capitala lor. Cred că mai repede ajung la Viena. A capitulat. A capitulat Rusia. În sfârșit, frate. Ăștia i-am deja integrați. Cu moldovenii. A, moldovenii în partea ailaltă trebuie să negociez. Aș putea să-i bag și pe ei în război, dar de ce aș face asta? Da, nu știu de ce aș face asta. Ce? Că n-am general prezenți? Mi-au plecat toți generalii de acolo, dar nu înțeleg. Și unde e al patrulea? Că eu văd doar trei. A, al patrulea e aici. Doamne, de ce mi-au plecat de pe front? Și de ce am front aici?
E același front, dar cumva l-arată în altă parte. Ok, hai să-i punem pe toți, frate, la loc ce-i. Și uite, ajung într-o zi. Bine că ajung într-o zi, că dacă ajungeau mai mult, mi-e la razna. Și în sfârșit, am uitat, pot să formez România. În sfârșit, fucking shit, sper să nu-mi creșească jocul. Uite cum arată România pe hartă. Deocamdată nu e întreagă, dar am și luat o bucată din Bulgaria și avem Basarabia, ce e cel mai important. Și după ce-i bat pe ăștia, sper să le luăm și teritoriul lor. Sper că nu mi-a luat o razna jocul că am făcut asta și l-am stricat de tot, cum face jocul ăsta tâmpit. Uite că în Basarabia avem mulți de ăștia. A, Alcreș. Superb, superb. Dacă o să pot să duc episodul ăsta la capăt, e bine. Wow, m-a dat din spate. Ah, aproape spate. Da. Da. Frumos paradox. Am făcut un nou partid, dar ăsta a mai fost de 3 ori. Eram sigur că sunt industrialiștii. Aolo, și ruralii vor să intre în guvern. Dar stai că sunt alegeri. Nu-i bag acum că o să-mi fac radical degeaba. A, și ăștia de ce sunt doar happy? Hai să le măresc salariul. Dă-i la maxim. Dar ce au pățit? Băi, voi sunteți bulangii. Chiar nu știu. A, că am retras un comandant, probabil. Ok, hai că am făcut ceva. Oh, în sfârșit sunt loial. Deci mi-au crescut ăsta la loc. Poate avansez și eu mai repede pe la ăștia. Hai să se bată ăștia, nu mă interesează să facă ce dueluri vor ei. Incredibil, deci al patrulea crește și chiar mă uitam că alba ce l-am găsit de la Paradoxie că n-au schimbat stegurile acolo la armisticiu. Când îți arată armisticiu, îți arată stegul Valahiei, deși eu sunt în România și nu mai există Valahia, deci Paradox, mâncați-i gura ta cu bogurile voastre. Ok, a 7000 încercare. Ok, hai să le creștem încă o dată și să ne rugăm că nu se blochează iar. Deci la fiecare pas trebuie să am grijă, frate, m-am săturat. Doar video-ul ăsta cred că a căzut de vreo 4 ori. Ok, am făcut toate alea, dar de ce îmi scade mie? What? A intrat pe teritoriul meu sau ce? Stai. De ce îmi scade mie exhaustion? Din cauza radicalii. Nu înțeleg. N-au intrat pe teritoriul meu. Ce se întâmplă? Chiar nu înțeleg. Hai să le dăm bani la oameni, nu știu, să nu mai avem radicali. Să-i scădem de tot. De fapt o să dau la minim. Orice ca să mai salvez războiul ăsta. Să le dau bani și la ăștia. Și la asta așa, la minus 400 de mii, nici nu mă interesează. Am bani. Să susțin războiul ăsta. Problema e să nu-mi scadă war exhaustion-ul ăsta. Ce? Gen, de unde până unde? Jocul ăsta e retardat. La asta nu poate trece de zero, dar de ce trece la mine? N-are logică de ce la mine trece. Așa, am luat casualties. Logic că am luat casualties. Chiar nu înțeleg de ce s-a pornit ăsta, zici că e retardat. Cred că iar dacă mă uit la Rusia, tot are armisticiu cu Valahia. Da, ei au armisticiu cu Valahia. A, de fapt, stai mă că sunt prost, oanele. N-am format România. Am uitat. Ok, hai să încercăm din nou, poate nu-și dă creș. Cumva mă bat aici cu Persia, nu știu cum am ajuns să mă bat cu Persia. Dar dacă iau teritoriul ăsta, s-ar putea să spargă frontul mai multe locuri. Aute, aici bătălie. Tur, tu, 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 tu. Hai că am luat. S-a spart? S-a spart în trei părți. Perfect, în sfârșit. Acum cred că o să avansez un pic mai rapid. Aici nu înțeleg cum au rămas 100 în spate, cumva, spatele frontului.
Și tot eu am exhaustion, dar nu înțeleg de ce eu primesc exhaustion, pur și simplu, așa. Base decay. Și ăsta are minus 4, 5, dar nu i-am luat capitala. Dar nici el nu mi-a luat capitala, nu înțeleg de ce îmi scade mie. Deci jocul ăsta e retardat rău, chiar nu, asta nu există în joc, nu. Nu, este clar un bug, cred. N-are cum. Mamă, ăștia sunt Standard of Living Prosperous. Ia să vedem, avem migrație? Cred că ne umplem de migranți cu Standard of Living-ul ăsta. Pot să construiesc și ceva oare acum? Și-am mai revenit cu... Nu, tot am unemployed. Dar văd că Basarabia este foarte bine. Are mână de lucru. Bun. Persia, nu știu ce căuta Persia în acest război. Da, fie. Ah, și ne-am întors la o singură linie de front. Pe până în Viena să moară Gibilan, o să mai fac 3 ani. Și mie tot îmi scade ăsta. No, ies puțin până în mai meniu. Să văd dacă se perpetuează chestia asta. Poate scap de ea. Poate e doar un bug, că de când am luat save-ul a început să fac așa, deci nu pot să cred. Mă scoate nici sărite și cu asta. Mă scoate din ultra sărite. Hai, continue. Ia să vedem. Ok, măcar... Ia. Da, mă, încă scade, frate. Nu înțeleg de ce a hotărât așa. Pur și simplu. War Exhaustion. Asta oare l-am undeva? Unde am War Exhaustion? Nu scrie nicăieri de așa ceva. De War Exhaustion. Nu știu dacă îl pot vedea undeva. Eu din ce știu nu prea. Asta e. La țară. Infamy. N-am niciun War Exhaustion pe nicăieri. Chiar nu știu unde pot să văd. War support, dar nu înțeleg de ce am minus 120. Bine, și el are minus 100 War Exhaustion, dar totuși numai mie îmi scade. Da, mă mai atacă și el între timp, bulangiu naibii. Și probabil nici nu pot să-i cer nimic în momentul ăsta. Nu o să accepte nimic. Pe logică nu accepte el, prost. Doamne, deci dacă pierd războiul ăsta, n-aveam de ce să-l pierd niciodată. Am bătut două imperii mari, care ăsta e pe primul loc. Dracu să-l ia, e pe locul 3 în lume ca rang. Și ăsta e pe locul 5, m-am bătut cu doi deodată, cu un petic de țară, frate. Și tot pierd războiul, mă, nene. Deci nu, că o iau razna, mă jur, dacă ăsta am scade atât de mult. E cam aici unemployed și știi ce o să fac? 30 de ăștia de soldați, nu-mi pasă. Chiar că pierd foarte mulți bani. Și o să fac și, știi ce? Enlistment effort. Aole, iar... nu mai pot, nu mai pot cu jocul ăsta. Cred că o să bag în Dobrogea enlistment effort. Că... Îmi dă mai mulți Dobrogea, cred. Să vedem câți. 20. Cam atâta cred că aveam loc și în Valafia. De fapt 18. Deci e ok. Da, am nevoie de bani. Hai să mărim taxarea. Și aș mai scădea la ăștia un pic. S-au supărat ăștia? Nu s-au supărat, sunt tot loiali. Dacă scala ăștia se supără. Nu, și ăștia sunt loiali. Hai să scad și mai mult la inteligenția. Opa, sunt happy. Ok, hai să mă râz la alt. Construction-ul... Nu știu. Nu am ce să mai construiesc. Hai să... Fac, soldație. Cum ziceam, în Basarabia. 20. Lasă-i așa. Your following war goals are not occupied, adică Moldova. What? Păi atunci... dar nu mai pot să le violez... Must have a land titor. Era mișto, trebuia să invade și Moldova.
Aparent, de asta nu pot să scadă war exhaustion-ul ăsta și îmi scade numai mie, frate, war support-ul, incredibil. Deși am dus-o extraordinar războiul ăsta. Și nici nu vrea să-mi dea niciun teritoriu, frate, deci am umilit, le-am luat toate teritoriile complet. Dar nu vrea să-mi dea absolut nimic, probabil pentru că n-am la Moldova. A, ce prost sunt, aș putea să le dau drepturi femeilor, dar nu pot. Why? A, nu vrea nimeni asta? What? Nimeni nu vrea asta decât industrialiștii, care e femeie. Și bulangii. Ăștia vor să intre partid. A, o să-i bag și pe ăștia, ok. Ca să încerc să trec legea cu femeile, că mi-ar da mai mulți oameni în locul de muncă. Mi-a venit o idee, dar nu cred că o să apuc. Ar fi trebuit să o fac mai de devreme, dar hai să încerc. Cred că au ei oricum forțe navale și n-am. Am, ce-am făcut? N-am luat pe nimeni? Da, nu știu pe care, nu mă interesează, oricare. Deci, vreau să fac un de ăsta, preparing, nu știu ce rahat. Shop. Și ăsta e Dreadnought. Submarin, socul. Ok, ăsta e cât de cât ok. Deci am două nave moderne. Poate speranța mea e că ei n-au așa ceva. Și hai să vedem dacă... Pe cine dracu să trimit? Cine mai e și ăsta, mă? Andrei Conachi. Hai să trimit pe Iacob ăsta. Și Andrei Conachi nu înțeleg ce caută în bază. Îl trimit pe front. Nu, cred că o să pierd războiul și asta va fi că o să am armisticiu, deci nu cred că o să apuc să unez România din cauza la toate bugurile astea de căcat din jocul ăsta. Îi nimiceam și oricum mi s-au întâmplat multe în toată seria asta de m-au dat în spate, de m-au împins până la data asta. Dacă câștigam războiul trecut, era de mult formată România. Singurul motiv pentru care nu câștig războiul ăsta e că n-am atacat și Moldova, care Moldova n-a intrat în război, n-are absolut nicio fucking logică, că eu mi-am atins toate obiectivele mele, erau astea, deci... Pa, mă cac pe bugurile lor. Uite-te și tu, zice aici că war goals pressed, minus 50, pentru că, și că nu mi-am îndeplinit war goal-urile, dar eu mi le-am îndeplinit. Cum dracu să atac Moldova dacă nu e război? Mamă, m-a super enervat jocul ăsta, frate, mă jur. Deci primary goal e cancer banat, știi? Nu l-am cucerit sau ce? E total al meu, frate. Nici n-acceptă, bă, frate, măcar de-mi dădea un teritoriu, bă, nene. Dar n-acceptă niciunul. Ce bulangii. Incredibil. Incredibil că am dat cu ei de pereți și degeaba, frate. Căci că n-am avansat destul de repede. What the fuck? Le-am cucerit jumătate de teritoriu. Cred că așa se va termina seria asta. Da. Asta e tot ce am putut să fac. Din păcate s-au întâmplat multe. Am învățat multe. Probabil seria viitoare. Cred că o să o dau cu Moldova. Ca să încep și pe partea cealaltă. Și... Să vedem dacă o să reușim ceva mai bine de data aia. Am reușit cât de cât bine economic și din toate punctele de vedere ne-am bătut cu două mari imperii și am dat cu ei de pereți. Da, na, jocul are bugurile lui, e retardat. Nu mai am ce să fac, m-am super enervat, mi-a crescut tensiunea. Eu am fost Jupunu, vă mulțumesc că ați urmărit seria asta, o să încep și altă serie, probabil cum am zis cu Moldova, dar mă mai gândesc.